Pe 1 septembrie și 31 mai la școală, chiar dacă vor fi în zi de sâmbătă și duminică în anul școlar 2024-2025. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Perciun susține că motivul deciziei ar fi vacanțele de toamnă și de primăvară, care vor dura câte 9 zile față de 2-3 zile ca în prezent. Respectiv, apare necesitatea menținerii numărului total de ore de studiu. Ministrul menționează că în prima zi a anului școlar se desfășoară doar o singură lecție, care include activități precum repartizarea manualelor școlare, prezentarea orarului lecțiilor și cercurilor, familiarizarea cu regimul de activitate al instituției de învățământ și regulile pentru asigurarea vieții și sănătății elevilor. Situația este similară și în ultima zi anului școlar, când sunt organizate doar careie solemne. Președintele Federației Sindicale Educației și Științei, Ghenadie Donos, spune că inițiativa ministerului a divizat comunitatea pedagogică. Sindicatul are o opinie așa neutră, să spunem. Noi nu am avut plângerea de sări de la colegi că să fie cumva revizuită această decizie, doar că în societatea pedagogică s-au stârnit, desigur, controverse. Este o decizie nestandard și desigur că apar diferite discuții. Noi îndemnăm colegii să nu atragă atenție la aceste neînțelegeri sau nemulțumiri sau, să zicem așa, incomodități, și să facem 1 septembrie să fie o zi de sărbătoare, mai ales pentru copiii care vin în clasa 1. MEC precizează că angajații instituțiilor de învățământ vor beneficia de zile de recuperare plătite, care vor putea fi solicitate din contul vacanțelor din anul de studii 2024-2025.